Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de astăzi. Friptură de porc cu șorici crocant la cuptor. O rețetă simplă, dar tare gustoasă, carne fragedă și suculentă, șorici auriu și crocant și arome subtile de afumătură. Ingredientele pentru friptura de porc cu șorici crocant la cuptor sunt 2 kg de pulpă de porc fără os cu șorici la temperatura camerei, un pumn de condimente, anason, frunze de dafin și salvie, boabe de coriandru și piper, semințe de fenicul și chimen, câteva cuișoare, 2 linguri cu ulei, sare, piper măcinat și apă fierbinte. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru friptură de porc cu șorici crocant la cuptor. În primul rând, încălzim cuptorul. Pregătim aragazul și o oală mare, în care punem apă și o lingură de sare și o lăsăm să fiarbă. Punem pulpa de porc în apa care clocotește, dăm focul la minim și lăsăm carnea să fiarbă cam 10-15 minute, acoperită complet cu apă, fără însă a da niciun clocot. Apoi, o scoatem din cratiță și o scurgem bine. Ștergem bine pulpa de porc răcorită. Apoi, crestăm șoriciul în pătrățele cu un cuțit bine ascuțit, cu multă grijă să nu ajungem cu tăietura în carne, ci doar în grăsimea de sub piele. Pregătim o tavă pentru cuptor cu grătar deasupra. Dacă nu aveți, puneți direct bucata de carne pe grătarul cuptorului și dedesubt așezați o tavă. Punem în tavă frunzele de salvie și pe cele de dafin, anasonul și cuișoarele, boabele de piper și coriandru și semințele de fenicul și chimen, apoi punem grătarul deasupra și așezăm carnea de porc pe el. O condimentăm cu sare și piper măcinat pe ambele părți. Picurăm deasupra uleiul pe partea cu șoriciul și masăm foarte bine carnea. Uleiul trebuie să pătrundă printre toate crăpăturile. Turnăm în tavă apa fierbinte, care nu trebuie să fie în contact cu carnea, și punem tava în cuptorul încălzit la 170 de grade, cu grilajul cât mai jos, cam pentru 2 ore. Din când în când, o scoatem din cuptor și stropim carnea cu sosul din tavă. Dacă apa se evaporă, mai completăm cu apă fierbinte sau chiar și cu bere. O punem înapoi în cuptor, dar nu uităm să o mai scoatem cam din 30 în 30 de minute. Este gata atunci când carnea este atât de fragedă încât poate fi străpunsă cu o scobitoare fără nicio rezistență, iar șoriciul este moale. Mărim temperatura cuptorului la 240 de grade și mai ținem pulpa de porc în cuptor până când la suprafața șoriciului apar multe bășicuțe fine și crocante. Lăsăm friptura să se odihnească timp de 10-15 minute. Sosul rămas în tavă îl putem trece printr-o sită, îl punem într-o tigaie, adăugăm niște vin alb și o lingură cu făină și îl fierbem la foc mic până când obținem consistența dorită. Carnea este atât de fragedă încât o să se rupă în fâșii doar cu o furculiță. Așa că o servim cu varză albă, varză roșie, cartofi la cuptor sau piure, orez sau salată. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru friptură de pulpă de porc cu șorici crocant la cuptor. Poftă bună! Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă aștept cu mare drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.